Vineri 29 ianuarie la ora 10 va fi transmisă online expoziția de stampe și documente de arhivă din proiectul cultural 1821 Multiculturalitate Balcanică. Proiectul a fost desfășurat în mai multe municipii, precum București, Iași și Târgoviște. La Drobeta Turnu Severin, Cristian Anița, directorul Arhivelor Naționale ale României, va prezenta materialul arhivistic. Alexandra Brutaru, managerul acestui proiect, va vorbi despre reflectarea evenimentelor istorice în diverse forme artistice, iar Preasfinția Sfântul Nicodim, episcop al Episcopiei Severinului și Strehaiei, va vorbi despre figura proeminentă a lui Tudor Vladimirescu. Evenimentul va fi transmis online pe paginile de Facebook ale Direcției de Patrimoniu Istoric și Turism Cultural și ale Asociației PACT. Moderator va fi Ion Olaru, director al Direcției de Patrimoniu Istoric și Turism Cultural.